Furia naturii a lăsat în beznă 10.000 de locuințe în Țara Galilor. O furtună puternică, însoțită de rafale de vânt ce au bătut cu până la 140 de km pe oră, a venit dinspre larg și a măturat totul în cale. Alte trei avertizări de inundații au rămas în vigoare în urma previziunilor meteorologilor.